Hai, salut, eu Săracu și ne-am găsit la un nou episod din Android Gamer, deși mă gândesc să schimb numele seriei din Android Gamer în Mobile Gamer, pentru că știu că mulți dintre voi aveți iPhone, adică iOS, și nu știu dacă e corect să fac chestia asta, să spun, e oarecum discriminare, nu? Adică majoritatea jocurilor pe care le voi prezenta sunt și pe iOS, deci e practic Mobile Gamer pentru că sunt jocuri pe telefonul mobil. Anyway, astăzi avem Bead Wars. Nu știu sigur dacă e available și pe iOS, dar știu sigur că e pe Android și jocul este foarte tare. Jocul este inspirat după show-ul de pe Discovery, cred că este pe Discovery. Este un show foarte tare, se numește Storage Wars sau Războiul Depozitelor în română. Presupun că mulți dintre voi îl știți pentru că e un show foarte popular și este foarte, foarte tare, dar pentru cei care nu știți, o să fac o mică descriere, ca să zic așa, o mică prezentare a show-ului. Mă rog, ideea e că în America poți să-ți cumperi un depozit, de fapt nu poți să-l cumperi, poți să-l închiriezi și plătești o taxă lunară pentru acel depozit în care poți să ții ce vrei tu. Dacă nu ai plătit rata pentru depozitul ăla pentru 3 luni sau ceva de genul ăsta, depozitul va fi confiscat alături de tot ce se afla în el și va fi scos la licitație, unde vor licita mai multe persoane. Și cam pe asta se bazează jocul. Bine, ideea e că asta se întâmplă după ce au fost confiscate. Mă rog, o să vedeți. Hai să alegem un nivel, o să alegem ultimul nivel ca să putem să trecem mai departe. Go! Ok, mai bine vă arăt exact despre ce e vorba. L-avem pe Troy. I'm not Rocky. Matt, where is the rare item at? Sarah, let's get this over with. Ok, start. Bun, ne deschide depozitul și avem undeva la 3, avem 5 secunde de fapt, 5 secunde să ne uităm cam ce e înăuntru și să ne dăm seama cam cât valorează totul. Ok, eu zic, mamă, 700, 800 de dolari. Ăștia licitează 800, 800 odată, 900 de dolari. 950, ok. Hai că mergem noi cu 1000, intrăm cu 1000 să vedem dacă vrea, dacă de cineva mai mult. 1200? No, hai că nu dă nimeni 1200. Nice, bun, l-am cumpărat, să sperăm că o să ne scoatem banii. Ideea e că sunt 4 depozite, bine, la alte nivele o să fie mai multe, la altele mai puțin. Ok, ce e pe aici? Cât valorează umbrela? Ok, și pictura. Mă, eu zic că mai mult de 300, nu... Hai să zicem 350, mai mult de 350 nu merg. 325? 350... Ups, am intrat cu 375, ok. 425? Ok, nu mă duc, nu merită. Nu pot să scot 500 de dolari din ce aici. Ok, ia-ți-o tu, prietene. Cine l-a luat? Matt, parcă-l chema. Ok, următoare, hai să vedem dacă aici merită luat și dacă, ok, cât valorează chestia asta? 178. Ok, și vioara valorează destul de mult. Ok, bun, o să merge până în 600, 600 și ceva de dolari. Cam așa. Imediat, money. 400 de dolari. 425, 450, deci practic acum licităm. Cei care încă nu înțelegeți ce fac eu aici, o să vedeți imediat. 600 de dolari. Ok, am mers până în 550, 600. Ok, 700. 750. Ok, 850. Odată. 900. 900 de dolari. Nu merită. Nu merită. 900. Ups. 1000 de dolari pentru ce e aici? Nu are cum să-și scoată banii. Nu, ok. Cei care ați văzut show-ul și știți despre ce e vorba în show, cred că deja v-ați dat seama cam cum funcționează jocul. Ok, masa asta, nu, de fapt pictura știu că e. Masa vreau să văd cât valorează. Ok, hai să vedem, cred că pe ăsta luăm orice ar fi, pentru că vreau să iau măcar două depozite, am zis bine. Ok, 400 de dolari. 425, 450, merge cineva cu 450? Ok. Bun, hai să mergem noi cu 500. Mă, pe bune. Nu știu cât îmi scot, nu cred că o să-mi scot foarte mult de aici. Ok, hai să mai dăm. Se bagă cineva cu 650? Bun, hai că l-am cumpărat. Ok, l-am cumpărat cu 600, pe primul l-am cumpărat cu 600.
Nu, de fapt, pe ăsta l-am cumpărat cu 600 și pe primul nu mai știu exact cât am dat pe el. Ok, și acum începem să luăm chestiile astea de pe aici și vedem dacă ne scoatem banii. Deja avem 242. Ok, avem aproape 500. Nice, bun, mi-am scos banii și tot ce e peste. Ok, în cutiile alea nu se știe ce e, dar asta, de multe ori trebuie să mergi la risc. Ok, am făcut $116 de pe chestia asta. Ok, și pe primul am dat 1100, $1100. Din chestiile astea, ok, 237, asta știam că valorează foarte mult. Hai să vedem ce e. Ok, era un aragaz înăuntru care valora peste $100. Ok, hai să le luăm pe astea. Sunt tari chestiile alea pentru că valorează mult. 200, what? Ok, și avem cutiile astea. 70 aici, 55, 30. Bun, deja mi-am scos banii, tot ce e peste e profit. Ok, 103, 133, bun. Bun. Profitul este de $310. Ca idee e destul de mult. Este destul de mult. Ok. Bun. Gen, doar Matt. Matt a fost singur. Ok, am primit și Lucky Spin pentru că am jucat foarte bine. Ok, încă $420. Nice. Nice. Dacă ai foarte mare noroc, o să primești încă o rotiță ca și bonus. Adică am făcut foarte mulți bani. Am făcut mai mult decât... fuck it, reclame, bineînțeles, trebuie să existe reclame. Ok. Bun, astea sunt toate lucrurile pe care le-am. Cel mai scump lucru este de... ok, 249, $250. Ok, tablou ăla, după aia lampa, după aia lanțul, lanțul pentru gât. Ok. Bun, și am câștigat. Faza e că avem și un de-asta free. Nu știu odată la cât timp îl primești, dar... ok, tap to collect, $76. Ok, interesting. Mă rog, cred că ați înțeles cum funcționează jocul până în punctul ăsta. Ideea e că la un moment dat, nu știu care e faza cu MyShop, pentru că ai nevoie de level 8 ca să deblochezi chestia asta. Dar oricum, jocul e foarte, foarte tare, adică nu știu, e pur și simplu adictiv. Te ține. Ok, îl avem pe Lawrence, Sara și Matt. Ok, hai să vedem despre ce e vorba. Arată bine. Steagul ăla valorează 100 și ceva, 169, ok, 28 și cine știe ce o fi în cutia aia mare. Greu de zis, 600, deja luați 600, 700. Ok, îl iau eu cu 650? Nice, bun, vreau să merg până 700, mai mult de 700 nu dădeam și oricum 650 s-ar putea să fi fost destul de mult. Ok, hai să-l vedem pe următorul. Asta deja valorează mult. Nu știu ce e, ok. Aici sunt multe cutii, e foarte risky aici. Nu vreau, din nou, nu vreau să mă duc peste 700. 550. Ok, 700, dau eu 700. 7, am, ups. 850. 900. Ok, hai că îl vreau eu, totuși îl vreau eu, yes. Come on. Chiar vreau să dea cineva peste mine. Ok, bun, gata, am ieșit, e prea mult. 1200, n-ai cum să scoți 1200 din chestia asta. Ok, bun, nice. Înseamnă că ea a pierdut, sunt destul de sigur că ea a pierdut la faza asta, adică a pierdut bani și e în avantajul meu. Ce e asta? 190, ok. Și restul știu cam cât valorează. Ok, aici putem să ne ducem destul de departe. Ok, 900 deja. Tipul ăsta, trebuie să-l batem pe primul tip. Nu știu cum îl cheamă. Cred că pe ăla trebuie să-l batem. Man. Ok, 1300. 1500. Nu. Nu scot 1400 din toată treaba aia. Mergem la următor. Hai să vedem ultimul, poate avem mai mult noroc la el. Da, aici habar n-am ce. Acolo, în spatele, sub chestia aia s-ar putea să fie ceva mișto. Ok, hai să mergem. 350, 400, 450 mă bag, 500 mă bag. Ok. Yep. 700. Ok, hai să vedem. 800, mamă, mergem la... Ok, 800. Bă, trebuie să fie ceva, sunt sigur că e ceva sub chestia aia, e acoperit ceva acolo. Ok, l-am luat eu. Asta s-ar putea să fie o problemă, s-ar putea să ies pe minus după afacerea asta. Ok, 850, cum să scot eu 850 de aici? 0, ok, acolo a fost mișto.
Bun, și acum, no, totuși am nevoie de o tonă. Îmi trebuie undeva la, mamă, îmi trebuie aproape 600. Nu, de fapt, chiar îmi trebuie 600 de dolari sub chestia asta ca să-mi scot banii și, oh, ok, mai e ceva în spate. 730, mă, am ieșit pe minus cu 120. Fuck. Ok, hai să-l vedem pe primul. Primul, aici, aici sunt bani. Aici sunt bani. Am plătit 650, am plătit foarte puțin pe el și sunt chestii mișto înăuntru. Adică, mă rog, depinde ce e în cutia asta mare, să sperăm că e ceva. Ok, proiector. Ok, trebuie să fie ceva mișto în cutia asta. Ok, 200 de dolari. 230 minus cât pierdusem? 130? Sau 150? 100 cât pierdusem exact? Ok, am câștigat și l-am bătut pe tipul ăsta de aici, pe ăsta. Ok, trebuie să-l bat de două ori. Fac reclamă. Dacă-l bat... Ah, come on. Dacă-l bat de două ori, pot să trec la nivelul următor, ceea ce e foarte tare. Și hai să încercăm să facem asta. Deci, dar trebuie să mai bat încă o dată. El a ieșit, gen, a ieșit la egalitate, pentru că nu a cumpărat nimic, nu a putut să piardă și nici să câștige ceva. Deci a fost ușor să-l bat. Hai să mai încercăm încă o dată, tot aici. Ok. This will be easy as pie. Ok. Lawrence. Lawrence. Ok, bun. Hai să vedem. Trebuie să-l batem pe Lawrence. E tot ce trebuie să facem. Mașina de spălat 250 de dolari, chestia aia 37, tablou e vreo 200 și ceva acolo în spate și butoiul e costă destul de mult. Bun, mă bag, mă bag. Dau și, dau 1200 maxim, nu 1300 maxim. 1300. 1300 dau. Ok. Odată, ok, hai că dau 1400. Te rog să nu dai 1600. A, nu, am dat 1500. Ok, l-am luat și eu zic că o să-mi scot bani. O să-mi scot bani, sigur o să-mi scot bani. Ok, hai să vedem pe a doua. Bine, e o roată și e o cutie mare. Ah, și planta aia valorează de... Nu. E ceva în spate acolo, nu-mi dau să mai exact ce. Ce vede la 300? Ok, mă bag, clar. Sigur trebuie să fie ceva mișto în cutie. Sunt șanse mari să fie ceva mișto în cutie și să-mi iasă o grămadă de bani la faza asta. Ok. 500? 550, da, de ce nu? 600? Normal. 700? Mă bag la 700. Ok, am reușit să o cumpăr și pe a doua. Lawrence nu s-a mai băgat așa, cum se bagă el de obicei. În general e cel mai greu să-l bați pe ăla pe care trebuie să-l bați, e și logic. Ok, avem un steag și cine știe ce-o fi aici. Poate să fie țeapă, poate să fie ceva mișto. Începe de la 450, ok. 475, 600. Ok, băgăm 600. Merge până în 700. 800. Te rog, mai dă de peste mine, dă peste mine. Nu vreau să o cumpăr cu... Nu, please. Ok, bun, m-am retras. Ideea e să încerci să duci cât mai sus treaba asta, ca să-i pui pe ceilalți pe minus. Dacă îi pui pe ceilalți pe minus, ai șanse mai mari să câștigi. Trebuie să-i faci pe ceilalți să plătească mai mult pentru ce cumpără. Ok, aici sunt ceva bănuți. 208, 169. Da, e ok. Începe de la 425. Da, cumpăr. Am și power-ups acolo jos. Prima îmi calculează cam cât ar valora ce e înăuntru. Bine, ce e la vedere, ceea ce pot să fac și eu. Următoarea mi arată ce e în cutii, iar cealaltă dă afară pe cineva din licitație, pe cineva din ăștia 3. 1100? Odată. Ok, 1200. Ok, nu o cumpăr. Mi se pare că deja am cumpărat două și îmi ajung. Ok, și Lawrence n-a cumpărat niciunul. Deci dacă ies pe profit, din nou l-am bătut pe Lawrence. Ok, bun. Aici am zis eu că... Hai să vedem, să lăsăm cutia la urmă. Deși sunt niște chestii mișto în spate. Luăm asta, 0. Surveillance camera. Ok, 33. 30 aici, ok, în spate ceva, o plantă, nu știu ce e asta. Punching dummy, ok, era un manechin de ăla de dai cu pumnii în el. Ok, ce e aici? 80, No, punching dummy a fost, cred că, cea mai scumpă chestie pe care am găsit-o aici. Ok, și mai avem încă unul. Hai să vedem ce găsim aici. Am dat 1500, s-ar putea să-mi fi luat țeapă pe el, nu știu acum dacă stau să mă uit. 1000, de fapt 1000, 180 ceva.
205, 208, 52, 217, bun, 235, nice. Ok, 112, 37, mă, tablou e peste 200, ok, nice. Bun, deja mi-am scos banii și tot ce e peste e profit, ok, nice. Nice, 295 profit, no, 295 de dolari profit. Sigur l-am bătut pe Lorenz, ok, asta a pierdut o grămadă, v-am zis că am crescut mult prețul, am tot dat, m-am tot băgat la licitație și a crescut mult prețul și l-a cumpărat și de fapt nu a valorat atât. Ok, n-am câștigat nimic aici, dar îmi mai dă încă o chestie de asta, ceea ce e foarte tare. De fiecare dată când ratezi, îți crește spin-ul. Spin-ul valorează mai mult atunci când pică, ceea ce e destul de tare. Ok, level 7, l-am bătut pe Lorenz. Not now, ok. Ah, fuck that shit, mate. Da, bine, jocul are reclame, toate jocurile MOCA care sunt mișto au reclame. Ok, go. Ok, deci nu punching dummy a fost cea mai scumpă chestie pe care am găsit-o, tablou a fost. Ok, chestia asta, a treia chestie, nu știu ce e, surveillance camera e prima dată când găsesc, ăla e ceva, un ceas, la fel prima dată când găsesc, restul le-am mai găsit de mai multe ori. În afară de trenuleț, și trenulețul e nou, ăla de 30 de dolari. Ok, sell all. Și jocul funcționează pe bază de energy. You have defeated Lorenz. New York, ok, am deblocat încă un ăsta, am deblocat New York, ok, asta e tare. Și avem chestii noi pe aici, ok, nu mă interesează ce tot zice acolo. Hai să mai jucăm încă un meci, după care mai explic câteva chestii și, ok, 7. Da, vreau să explic treaba cu energia, se pare că am rămas fără energie, practic jocul te oprește la un moment dat din jucat, pentru că așa funcționează, știți și voi cum funcționează și Candy Crush și nu știu. Pot să vă dau un milion de jocuri care funcționează cu aceeași mecanică de energie care se reîncarcă. Mă rog, dar ați cam înțeles ideea. Nu știu ce altceva ar mai fi de prezentat. Cred că... catalog... Nu aici. Aici. Catalog. Bun. Există și colecții. Sunt obiecte foarte, foarte rare și dacă faci rost de ele, primești niște recompense. Spre exemplu, am terminat deja o dată... Ok, common. Există și chestiile pe care le-am găsit. Ok, asta e interesant. E interesant, dar astea la rare sunt mai interesante pentru că sunt pur și simplu rare, sunt rare. Și am terminat odată colecția asta și am primit 6 bucăți, de fapt nu, mi se pare că am primit mai puțin bucăți de gold, care sunt practic banii reali din joc. Ca să cumperi de ăștia trebuie bani reali, deci practic e un achievement destul de mișto. Dar da, cred că am înțeles conceptul, nu știu ce altceva ar mai fi, aș vrea să vă arăt și care e faza cu shop-ul, dar nici eu nu știu. Trebuie level 8 și să ajung la New York City să-l deblochez, deja am deblocat chiar acum, dar n-am level 8 ca să vă arăt. Oricum, încercați și voi jocul, este foarte, foarte tare, se numește Bid Wars și cei care nu știți show-ul de la TV sau de pe net, chiar vă sfătuiesc să vă uitați pentru că este un show foarte, foarte, foarte tare. Da, cam asta a fost cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like pentru că mă ajută foarte mult. Cam atât am de zis. Eu am fost Racu și până data viitoare. Peace.